Ai avut probleme din cauza numelui. De multe ori era strigat Marcel Răducanu, Da. nu știu, cum e? Nu mai Marcel, și Richard Ducanu meu. Era o generație mai veche de suport. Sau știi cum te mai în oraș și mă mai întreba, cu Rică mai mult femeile, mă, că îți dai seama, diferența e prea mare. Și zicea, ești cumva Rică? Rică nu-s. N-am intrat la apă. E tatăl tău? Nu e tatăl meu. Ah, ok. Marcel Răducanu foarte mulți, mă. Tot la fel generația aia, că e greu să te confunde altcineva. Dar mă onora. Mă onora pentru că, chiar dacă nu l-am prins, știu că era foarte driblangiu. Mi-este și drag așa, chiar dacă l-am văzut de câteva ori, mai ales în acțiunile Stelei, ne-am întâlnit și el mă place și mă onora. Era și uneori situația în care mă confundau cu Claudiu Răducanu. Nici aici nu zic, nu pot spune că mă simțeam prost, pentru că și, până la urmă și el e un fotbalist foarte bun, a și golgheter României, dar erau și uneori când mai scotea el câte o perlă și mă confunda lumea. Mai ales că odată a fost foarte frustrant, că am zis, mă poate confunda oriunde cineva, dar la mine la Focșani nu mă confundă. M-am dus odată la un magazin să cumpăr ceva, tu nu ești Claudiu Răducanu? Am zis, nu, că fac diferența dintre blocnotes și... Dar, și odată am mai fost odată, atunci a fost o experiență destul de delicată, că m-am dus în probe, dacă nu mă știu, la o echipă din Rusia și am ajuns eu acolo prin intermediul unor agenți, trebuia să dăm probe la două echipe și la una dintre ele, el credea că are de face cu Claudiu Răducanu și trebuia să joc vârf de atac, iar eu eram mijlocaș. Dar, repet, până la urmă, toți cei care au purtat numele ăsta au fost fotbaliști buni și așa că nu e nicio problemă. O singură dată a fost o chestie care într-adevăr depășise cumva la ce mă pregăteam. Mă refer la meciul de la Bastia, când a fost un meci de pomină. Ne-am calificat, bineînțeles, dar a fost greu pentru că erau atât de agitați jucătorii și suporterii, încât era foarte greu să le faci față. Adică, mi-aduc aminte că m-am dus să bat vreo două cornere și cred că am luat 200 de capace de sticlă în cap. Era, când vedeam că iese mingea în corner, mă durea capul, că trebuia să mă duc să bat și eu. Am avut un mare noroc atunci, de ce? Că bine, arbitrul i-a lăsat foarte liber. Adică erau momente în care noi marcam un gol și venea un jucător și dădea câte un pumn. Efectiv, când nu erau camere de luat vedere, adică la modul nu se vedea ca astăzi orice. Te ciupeau, erau foarte, foarte agresivi. Norocul meu a fost că pe mine m-a ținut capitanul de echipă, care se dea mai elegant așa un pic și, adică avea pretenții de la el că e mai fotbalist și ăsta a fost norocul meu că n-a fost atât de dur, dar ceilalți colegi au fost foarte agresați. Sigur că asta nu ne-a împiedicat să ne calificăm și culmea, știi care este, că în momentul când am ajuns pe insulă acolo, au venit cu ospitalitate, cu dragoste chiar. Ziceam, îi simțeam ca pe când ajungeam la Chișinău să facem un meci amical. Prietenii noștri. În meci a fost infern. După meci, iarăși au venit să ne ia în brațe. Băi, ați fost mai buni, gata, suntem prieteni. Adică, a zis, doamne, cum sunt pirații ăștia, n-ai văzut. Că corsicarii ăștia, incredibil. Da, e ceva de neuitat. Nu înțelegeam de ce multe echipe din alte când jucau în cupele europene sau echipe din Franța, nu dorm acolo înaintea jocurilor, pentru că sunt foarte nebuni. Dar, pe cât sunt de nebun, repet, pe atât au fost de sportivi după ce s-a terminat partida.